Marea parte a specialiștilor care săptămâna asta au fost la zilele Biz au acceptat să facă o campanie diferită pentru acest eveniment. Și bineînțeles că între cei din panelul de astăzi se mai numără cineva. Și am te rog, Gabi, să vedem promo. Scuipie sânge când te uiți la reclamele competiției? Te doar gingiile când ai de făcut un raport de eficiență al ultimei campanii? Ți se clatină dinții când auzi bugetul clientului? Problema nu ține de strategie, ci de natură medicală. Parodontoza e o boală gravă care nu iartă pe nimeni. Nici măcar pe publicitarii care beau doar de la Starbucks cafea din boabe atât selecționate. Ca specialist în domeniu, însă, știu că există soluții. Nu, evident, trece cu reclame difuzate la ore de maximă audiență. Important însă este să-ți păstrezi optimismul și să zâmbești. Acum, nu v-aș dori să-mi ascultați sfaturile somatologice, dar dacă chiar vreți să ascultați niște sfaturi profesioniste despre strategii în publicitate, despre mesajele brandurilor și cum ajung sau nu la consumator, sau despre ce se ascunde în spatele campaniilor de succes, vă aștept pe toți pe 14 noiembrie la zilele Biz. Și nu uitați să zâmbiți! Mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Trebuia să vă faceți actor. Sper să mă văd la fel cum s-a văzut acolo. În regulă. Deci cum arată consumatorul viitorului? Cine este el și ce vrea? Cred că începe să fie de astăzi consumatorul viitorului. Nu mai știu când se transformă el din viitor în prezent sau din prezent în viitor. Și pentru că ne plac studiile, mai avem un studiu și am să invit în scenă pe Lecrămioara Login, Managing Director la Exact Cercetare și Consultanță. Am spus corect? Am spus corect? Închid-ți la poate. De când am început să vorbesc la conferință, m-am făcut blondă. Pentru că tot timpul am probleme cu tehnicul. Și atunci am un motiv. Da, vom vorbi astăzi despre adolescentul român. Câți dintre voi au de-a face cu adolescenți? Câți dintre voi se mai simt adolescenți? Câți dintre voi se simt adolescenți, dar nu recunosc? Ok, sunt foarte interesanți adolescenții români. Am unul acasă, care a apărat pe 14 ani. Îi mai zic din când în când fetiță și îmi zice, auzi, zi-mi adolescentă, tu ai cam lipsit de acasă, nu ți-ai dat seama că am crescut între timp. Dar țin foarte mult la statutul acesta de adolescent. Adolescent care își dorește din ce în ce mai multă independență. Probabil că știm și ne aducem aminte din perioada noastră. Când am început să fac studiul acesta, pentru că v-am zis, adolescentul de acasă m-a provocat. Am zis, hai să văd dacă și alți părinți au problema asta. Și trec prin provocările prin care trec eu aproape în fiecare zi. Și când am început să fac acest studiu, a început lumea să-mi spună, măi, n-are nicio relevanță. Copiii ăștia, adolescenții ăștia, nu au cortexul prefrontal suficient de dezvoltat. Astfel încât să poată lua decizii. Adică, cu alte cuvinte, una spun și alta fac. Ei, după primele două focus grupuri, aveam așa tendința să dau dreptate persoanelor care îmi spuneau că degeaba fac studii pe targetul ăsta. Am luat psihologia adolescenței, o am pe birou în continuare, am citit din ea, n-am înțeles nimic nici de acolo, dar am zis, hai, sunt ambițioasă și cu siguranță trebuie să găsesc eu o cale de a-i strânge și de a obține ceva de la ei. Pentru că erau așa, împărțiți în două. Cei din gimnaziu vorbeau foarte mult. Aveau tendința să vorbească foarte, foarte mult. Ziceai că accesează link după link. Și aveau în aceeași frază o grămadă de informații, dar foarte diferite între ele. Cei din liceu tăceau. Până reușeai să-i determini să spună ceva, dura ceva timp. Aveai așa senzația că accesează site-uri de care adulții sau părinții n-au voie să știe. Ok. Cu răbdare am reușit să intru în viața lor,
După prima zi de moderare, m-am îmbrăcat și eu ca ei, cu blugi, rupți în genunchi, m-am așezat pe fotoliu de moderare într-un anumit fel, ca să... și am făcut să se simtă ca în livingul lor, pentru că petrec foarte mult timp acasă, în fotoliu. Mi-am dat seama că, de fapt, vorbind cu ei, după 16 discuții mini-grupuri, mi-am dat seama că acești copii, adolescenți, cum zic ei, nu diferă foarte mult de generația noastră. Nu e așa că și noi ne doream independență la vârsta aceea? Câți dintre voi își mai aduc aminte? Vă doreați independență? Vă doreați să fiți liberi? Aveați senzația că voi puteți să faceți lucruri foarte mișto, dar nu sunteți lăsați? Nu vi se oferă suficientă libertate? Vă regăsiți în ce vă descriu aici? Și ei caută același lucru. Nu caută nimic mai altceva decât independență, libertate, cu atât mai mult cu cât se simt niște Google ai familiei. Au folosit mă cuvântul ăsta. Păi, păi colegul meu, Google-ul ăla din banca din spate, pentru că au senzația că știu foarte multe lucruri. Știu foarte multe lucruri, așa cum le culeg ei din diverse surse. Știu foarte multe lucruri și pentru că știu foarte multe lucruri, au senzația că ei pot să-și controleze propria viață și că părinții ar trebui să învețe de la ei. Deci au o problemă cu independența asta din punctul de vedere al surselor de informare. Dacă pe vremea noastră ne uitam așa la părinți și oricum recunoșteam cel puțin măcar că știu mai multe decât noi. În ziua de astăzi, adolescenții sunt absolut siguri că părinții, adulții, profesorii, nu mai sunt surse de informare reliable, surse de informare pe care să se pot bazeze. Adică tot ce obțin în offline, ca informație, verifică și validează în online. Pe de o parte, pentru că școala e ca o pușcărie. Au folosit, nu vă spun, în multe discuții de grup, au folosit cuvântul ăsta că școala este o pușcărie sau un penitenciar care ne oferă informație irelevantă, înregimentată și nimic practic. Și în ziua de astăzi, când eu am acces la internet, când în general eu și tinerii ca mine învață din zbor. Pentru că așa învățăm noi. Noi suntem atât de deștepți, încât nu mai avem nevoie nici să ne alocăm o oră, două acasă să ne facem teme sau să învățăm, pentru că prindem totul din zbor și din clasă. Și atunci degeaba am mai avea nevoie de profesori care să ne spună să ne predea informație, așa cum vă spuneam, înregimentată, informație care nu mai e de actualitate și care pe noi ne mai ajută, pentru că nu învățăm nimic practic. Părinții sunt ok, îi mai întrebăm din când în când, dar și ne trimit la internet, la Wikipedia sau la DES. Pentru că sunt așa, îi spuneau la un moment dat, nu că n-ar ști, dar cred că sunt și un pic plictisiți părinții ăștia, nu știu. Ok, mai mult, nici străzile nu mai au același nume ca pe vremea părinților. Și atunci nu e mai relevant internetul decât părinții? Nu e mai ok internetul decât părinții? Ok. Independență din punct de vedere al surselor pe care le aleg ca să se informeze. Sunt de acord cu asta. Trăim într-o epocă a tehnologiei, probabil că ar fi fost un pic ciudat să fie altfel. Dar tot în perioada asta adolescenței, copiii aceștia mai trec printr-un proces și anume construirea stimei de sine. Perioada asta e foarte importantă pentru construirea stimei de sine, pentru cum se percep ei și ei se percep prin ochii celorlalți. Ceea ce spun ceilalți despre ei este foarte important. Persoanele semnificative din viața lor, cu percepțiile pe care le au ele față de ei, sunt foarte importante. Ce se întâmplă în ziua de astăzi e că grupul persoanelor semnificative crește din ce în ce mai mult. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că... Nu e așa că eu am uitat să dau prezentarea? Ok. Am început de mult. Nu merge... Sunt adolescentă, dar păi după două săptămâni de discuții cu adolescenții... Ok.
așa fac. Asta este o discuție. Nu le place să vorbească face-to-face, dacă există WhatsApp-ul, de ce să mai vorbească face-to-face? Așa cum vă spuneam, independență și libertate, școala care nu îi mai satisface din punct de vedere al, din punctul de vedere al informării. Trebuie să vă povestesc un pic despre telefonul lor. Este un personaj extrem de important în viața lor. Telefonul este jumătate din persoana lor. Asta este citat. Pentru că în telefon au absolut toată viața lor. De la muzică, filme, mesaje, jurnale, în cazul fetelor, sau istoricul la net, în cazul băieților. De asta telefonul are parolă. Și nimeni nu știe parola. Și vă spun, nimeni nu știe parola pentru că eu nu știu parola lui fiul. Nu i-am aflat-o niciodată și nici n-am încercat. Am încercat odată, dar la felul în care și-a schimbat fața, am zis că nu o să mai fac niciodată lucrul ăsta. Da, telefonul e foarte important. Și s-a format așa o dependență emoțională a lor față de tot ce înseamnă tehnologia asta. Au devenit dependențe emoționale, dependențe de like-urile pe care le primesc pe Facebook, de postarea de selfie, de jocurile online, de telefonul lor personal. Veneau în grupuri și se așezau și căutau un loc foarte safe și pentru telefonul lor, lângă aici. Și le ziceam, vă rog frumos, cu telefonul nu se... Păi și ce să facem cu el? Păi, mă băgați în buzunar, îl dați pe silence, păi nu se poate că primim mesaje. Păi le citiți la pauză. Deci sunt dependenți de a răspunde mesajelor în următoarele secunde, că dacă nu sunt acolo, cu grupul de prieteni. Deci foarte important să fie tot timpul cu ochii în telefon. Și la școală sunt tot timpul cu ochii în telefon, pentru că m-am împrietenit cu o parte dintre ei pe Facebook. Slavă Domnului că au fost doar câțiva cu care m-am împrietenit, că mi-au umplut Facebook-ul de selfie-uri și de tot felul de mesaje motivaționale, de genul cu care se prezentau și în focusul de altfel. De genul, nu-mi place școala, dar ce să fac, trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Fetele mai ales au această atracție pentru mesajele motivaționale pe care le găsesc și în camerele lor. Le-a început poate din camerele lor. Bine, multe ne-au trimis tot selfie-uri. Ok, cu penetele în spate, cu mesajul motivațional. Ok. Ce rol mai joacă părinții în viața lor? Și nu degeaba mă întorc la părinți. Jumătate din zi și-o petrec la școală, sau jumătate din timp și-o petrec la școală, iar cealaltă jumătate, așa cum spuneam, e în telefon. Și unde mai sunt părinții? Vorbesc din ce în ce mai puțin cu părinții. Și chiar dacă vorbesc cu părinții, mulți dintre ei mi-au spus că nici măcar nu mai sunt auziți. Și am să vă dau exemplu cu fiica mea, pentru că e foarte relevant. Ea nu spunea lucruri, vorbea de școală, de prieteni, de lucruri de altfel foarte importante pentru ea. Dar eu nu le percepeam așa. Ce să fac? Eram și o mică. Și până la un moment dat, când mi-a zis, stai jos. Eu îi tot răspunde, da, mami, da, și vedeam de treaba mea, ce stai jos. Și bine, stau jos. Așa, acum vorbim de la egal, Și uite-te în ochii mei și te rog frumos să mă asculți, nu doar să mă auzi. Cam asta e relația părinților cu copiilor. Iar părinții au devenit pentru ei tot un fel de școală. Adică își mai petrec timpul cu părinții atunci când li se dă de mâncare, iar mâncarea vine la pachet cu ce mai făcut asta școală, e cam sigura întrebare pe care o mai aud, mai vine la pachet cu vacanțele, că nu s-au desprins de părinți în vacanțe, în fața televizorului se întâlnesc din ce în ce mai rar, pentru că filme ca Twilight, Divergent, Sub aceeași stea și așa mai departe, asta în cazul fetelor, nu le mai găsești la TV, sau Transformers 3, Transporters, Drag Me to Hell și așa mai departe, iarăși nu le mai găsești la TV, ci le găsești pe net și ei se uită pe net individual, nu împreună cu părinții sau cu familia, împreună cu părinții sau familia,
mai poți iliziona de talent show-urile. Acolo, într-adevăr, îi mai găsești împreună cu părinții în fața televizorului. Ok. Pe vremea noastră, totuși, părinții credeau, cel puțin ei despre ei, credeau că sunt mai informați decât copiii și că au informație suficientă astfel încât să o transmită și copiilor și copiii să considere informația relevantă pentru ei. În ziua de astăzi, în primul rând, copilul se consideră un Google pe două picioare, dar, pe de altă parte, și părintele se uită la copil, așa, copilul e așezat pe un pedestal, se uită la el așa, ca la un mic Google sau ca la Wikipedia. Copilul nu le știe pe toate. De aceea, când își achiziționează diverse lucruri în casă, când fac cumpărăturile, copilul contează foarte mult. De exemplu, când își cumpără electronice, avem 30% din părinți care au recunoscut că atunci când își cumpără produse electronice, se consultă cu copilul. Pentru că el știe care este ultimul telefon care a ieșit pe piață, el știe dacă Smart TV-ul are ieșire la net, are mai multe sau mai puține și așa mai departe. Dar numele electronice și avem 30% pentru că mi-au spus clar copiii în focusul. La electrocasnice nu ne băgăm. Acolo mama, tata știu ei mai mult. Dar sunt și alte categorii de piață influențate foarte mult de acești adolescenți. Ei au spus în grupuri. Cel puțin 50% din coșul de cumpărături e influențat de noi. E umplut de noi. Zic. Ok, e adolescent. Una spune, alta face. Nu e chiar așa. Ca să validăm informațiile din grupuri, ne-am dus și un studiu online printre părinți. Și am ajuns la niște procente pe care le vedeți. 93% dintre părinți spun că adolescenții din casă influențează dulciurile și categoria de dulciuri și snack-uri. 68% categoria de lactate, băutură coritoare 63%, 55% mezeluri și sunt multe alte categorii influențate de ei. Așadar, nu își bagă nasul doar în electronice sau ce e trendy și la modă, își bagă nasul și în alte categorii de produse pe care părintele le așează săptămână de săptămână în coșul de cumpărături. Mai mult, avem peste 50% care au declarat că merg la shopping împreună cu copilul, cu adolescentul din dotare. Restul de 50% comandă de acasă, că le place catering-ul. Iar preferințele copiilor, ca influențator, la raft, e pe locul 2. Deci, în primul rând, experiența anterioară cu marca, 92% spun că atunci când aleg la raft un produs, se bazează pe experiența proprie, dar avem 75% care declară că preferințele copiilor sunt foarte, foarte importante. Pe lângă faptul că ei consideră copilul din casă mult mai informat, asta pe de-o parte, pe de-altă parte își doresc să le facă de plac copiilor. Spunând, păi dacă nu le cumpăr ce vreau, nu mănâncă. Sau nu poată lucrurile pe care le cumpăr eu. Și atunci îl las să aleagă el la raft ce își dorește. Legat de branduri. I-am întrebat, ce părere aveți voi despre branduri? Branduri, adică mărci, adică de-astea de firmă, nu? Da. Ce părere să avem? Noi alegem ce ne place. Ce ne place la gust sau ce ne place atunci când vrem să ne cumpărăm haine. Dacă ne place cum stă haina pe noi, perfect. Păi, ok, dar alte brandurile astea, cum se mai diferențează altfel? Păi, nu, sunt branduri și no name-uri. Pentru că, într-adevăr, diferența asta țin foarte mult cont. La școală, făcându-se tot felul de razii printre ei, băi, haina ta e de brand? Pe etichetă scrie un brand? Sau e de 10 lei sau de 12 lei? Sunt foarte răutăcioși din punctul ăsta de vedere. Dar în ceea ce privește brandurile aici, am niște branduri de haine. Toate sunt acolo. Nu există niciun fel de diferență între Zara, Bershka, Stradivarius, H&M și așa mai departe. Atâta timp cât îmi stă bine, mă duc, o probez și atâta timp cât îmi stă bine, am cumpărat-o și la revedere. Oricum, banii sunt din buzunarul părinților. Bine, au încercat ei să mă
să mă păcălească în focusul, că se uită tot timpul la raportul calitate-preț și că pentru ei contează foarte mult, că nu sunt banii lor, sunt banii părinților. Da. I-am crezut. Dar să știți că la acea chestie cu cortexul prefrontal, eu nu cred că nu e dezvoltat încă la ei. Eu am senzația că acești copii sunt un pas înainte a generațiilor anterioare de adolescenți. Ok. Deci le știm pe toate. Noi avem Facebook-ul, noi avem internetul, avem online-ul, le știm pe toate și nu mai reușiți să ne păcăliți cu nimic sau nu mai reușiți să ne impresionați cu nimic. Cam asta e senzația pe care o dau copiii. E foarte important, noi am văzut cu părinții de ce, care sunt factorii care influențează pe părinți la raft. Și unul dintre factorii majori sunt copiii. Câți dintre voi au copii acasă? Puțin. Ok. Am văzut care sunt și lucrăm în marketing, facem campanii de comunicare pentru diferite targeturi. Și știm cam care sunt triggerii care îi determină pe adulți să cumpere. Dar ce se întâmplă cu acești copii? Care sunt, așa cum vă spuneam, sunt tot timpul online, la TV se uită din ce în ce mai puțin, inclusiv atunci când își aleg un film propriu, ca să-și creeze acel privacy, îl vizionează pe telefon. Fiimea a văzut Twilight-ul pe telefon. Bine, am aflat după, vreo două săptămâni. Ne se lăuta unui coleg. Ce să facem cu acești copii care nu mai cred decât în ceea ce citesc ei negru pe alb? Ei nu mai cred în altceva. Tot ce le spui, verifică în offline, verifică în online. Pentru că acolo consideră ei că informația relevantă. Cât e de periculos sau dimpotrivă benefic pentru branduri ca acești adolescenți nu mai cred în absolut nimic din ceea ce mi se spune. Am avut o experiență cu fiica mea și mi-a povestit și în focus grupuri. M-am dus într-o seară cu o pastă de dinți acasă. Roșie, foarte drăguță. Noi cu o seară înainte văzusem împreună o reclamă la TV. Eu m-am dus și am cumpărat pasta de dinți, pentru că era tubul care se așeza invers, era foarte un design foarte special, o inovație pe design. Și mă duc la ea și zic, uite, am luat pasta de dinți. Și se uite la mine și zice, auzi, tu parcă lucrai în marketing. Da, păi și te-a făcut un spot? Păi da, dar uite ce drăguție, că nu pot, da, dar la gust e diferită de... Stai să o verific. Deci nimic nu mai cumpără, Nu repetă cumpărăturile, nu se devin loial decât după ce îți probează produsul și după ce le place, după ce verifică faptul că produsul e pe gustul lor. Foarte interesant cu modelele astea, cu vedetele. Pentru că sunt multe branduri care folosesc endorser. Dar ei, copiii aceștia, se consideră ei în sine niște vedete. Ei sunt vedetele Google. Mi-au dat tot felul de exemple, de vedete pe care le generează YouTube-ul. Mi-au dat tot felul de exemple de vedete din talent show-uri. Sunt oameni obișnuiți care vin în fața noastră și arată și îți arată că au un talent. Astea sunt talente pentru noi, astea sunt vedete pentru noi. Și asta vor și ei, să fie niște mici vedete. Am avut un caz în unul din grupuri, un băiat care era pe YouTube, era un foarte bun gamer din ăsta online și deja începuse să adune foarte multe like-uri. Era o mică vedetă în micro-comunitatea lui, așa cum ziceam mai devreme. De asemenea, le plac foarte mult poveștile, dar trebuie să avem mare grijă ce povești spunem acestui target, pentru că Hunger Games, de exemplu, într-un fel e perceput de adulți și în alt fel e perceput de către copii. Când m-am uitat cu fiica mea la Hunger Games, eu plângeam, mă rog, din când în când, sunt mai sensibil așa, și au fost două, trei momente,
Ați văzut Hunger Games? Au fost două, trei momente în care mi-au dat la primele și din când mi-a strictat la mine și zice, tu plângi? Râdea de mine, râdea de faptul că eu plâng. Și eu întreb, dar de ce râzi? Mami, e un fantasy! Și stai liniștită că se termină bine! Zice, data viitoare o să-mi fie în colegele, cred că o să plătească bine să vadă cum plângi tu la filmul ăsta. Deci, spune-le povești, dar vezi ce anume strânesc acele povești în ei. De asemenea, merg prin mall-uri. Acolo sunt locurile unde se întâlnesc. Acolo sunt locurile unde creează acele microcomunități. Și acolo merg să se plimbe. De multe ori merg doar să se plimbe și să arunce cu privirea, cum au zis băieții. Tot acolo fac shopping, acolo se uită la film, acolo merg la cafenele, fast food și așa mai departe. E un loc foarte vizitat de tine. Sau jucându-se pe Xbox-uri. E iarăși un mediu unde poți să-i prinzi, să te duci în calea lor și să nu-i determini pe ei să vină spre tine, pentru că nu să vină. Au atâta informație și sunt bombardați de atâtea multe mesaje zilnic încât trebuie să mergi în fața, în calea lor, în locul în care își desfășoară ei activitățile de timp liber, nu la școală. Ok, pentru ei branduri sunt Google, YouTube, WhatsApp. M-am certat cu fiii mei, tot timpul ziceam WhatsApp. Și tot timpul m-am certat, nu e WhatsApp, este WhatsApp. WhatsApp, Viber, Samsung, iPhone și cam atât. Pentru că acestea sunt brandurile care le creează universul în online. Acestea sunt brandurile prin intermediul cărora ei își creează experiențe și relații și grupuri de prieteni. Pe WhatsApp au grupuri întregi de prieteni. Grupul, poftim? Pe Facebook-ul, da. Și Facebook-ul e undeva în background. Sunt foarte importante. Instagram nu prea mi-au zis. I-am întrebat și nu mi-au zis. Mi-au zis de altceva, de o altă aplicație. Da, de Instagram nu erau familiarizat. Nu le plăcea, nu știu. De ce nu le plăcea? Și am mers pe 11-18 ani. Acesta a fost grupul investigat. Pentru că, așa cum vă spuneam, au o mare influență asupra părinților. Au o mai mare putere de cumpărare decât în facultate. Pentru că în facultate părinții se trezesc așa deodată și încep să dea lecții copiilor de eficientizarea bugetului personal din buzunar. Acum trăiesc împreună cu părinții în casă și influențează bugetul familiei cum vor el, cum vor ei, în toate direcțiile posibile. Și de asemenea e bine să-i creștem și să-i fidelizăm și să rămână ai noștri și mai târziu, peste 3, 4, 5 ani, când vor avea banii proprii de buzunar. Mulțumesc frumos, seară plăcută și weekend frumos! Și mergem la vot, pentru că incredibil ce campanii electorale se întâmplă în școli, în pauze. Deci, incredibil, viitorul ăsta, România asta are un viitor dacă o să rămână aici, dacă o să gândească în continuare la fel. Mulțumim frumos, vă rog, dacă aveți întrebări legate de studiu. Nu știu dacă vă așteptam să fie copii așa. Noi am avut un studiu, mi se pare că la management, care arăta o situație similară. Așa că, pentru mine, n-am avut o surpriză. Sper să nu fie nici mai târziu.